Bebe Biosept, alternativa naturală eficientă în combaterea virozelor respiratorii la sugari. Preocuparea pentru sănătatea bebelușilor este o prioritate a părinților. Indiferent de anotimp, există riscul unor viroze respiratorii nu doar pentru adulți, ci și pentru cei mici. Un strănut, nasul înfundat și sau febra determină părinții să apeleze uneori nejustificat la medicamentele de sinteză care afectează flora intestinală și imunitatea micuților. Siropul Bebe Biosept, special conceput pentru sugari, cu efect sigur, dar cu acțiune blândă, conține plante medicinale precum lichenul de piatră, frunze de măslin, turmeric, trifoiește de baltă, plante cu proprietăți antivirale, antiinflamatorii și antifebrile. Ingredientele naturale sunt asimilate cu ușurință de către organismul copiilor. Este îndulcit cu fructoză extrasă din fructe, nu are coloranți sau arome artificiale. Frunzele de măslin din compoziție au efect antiviral demonstrat și antibacterian, dar și imunostimulator. Lichenul de piatră este un foarte eficient antiinflamator, dar și mucoprotector și expectorant prin conținutul mare de mucilagii prezente. Trifoiștea de baltă și turmericul potențiază efectul siropului prin acțiunea antifebrilă. Plantele medicinale din compoziția siropului Bebe Biosept elimină agenții patogeni de la nivelul sistemului respirator, fluidifică secrețiile bronșice și favorizează expectorația, protejează flora intestinală, contribuie la menținerea imunității, formula siropului Bebe Biosept având eficiență confirmată clinic. Bebe Biosept sirop este eficient în tratamentul infecțiilor acute de căi respiratorii superioare de natură virală, are o toleranță digestivă bună, ușor acceptat de către sugari, iar complianța părinților la tratament este crescută. A fost bine tolerat de întregul lot de pacienți evaluați, fără a se înregistra reacții adverse. Se administrează 0,5 ml per kilogram corp și doză de 3 ori pe zi, înainte de masă cu 30 de minute. Administrarea este sigură și ușoară datorită siringii dozatoare. Durata unei cure obișnuite este de 7 până la 14 zile.